Corvinul Hunedoara s-a impus la scor de neprezentare în fața celor de la CSM Slatina. A fost 3-0 într-un meci fără istoric pe care hunedorenii l-au dominat de la un capăt la celălalt, începând cu dreptul, partea a doua a sezonului. Florinia Iacob a deschis scorul în minutul 29 și a stabilit scorul pauzei. În partea a doua a jocului și-au mai trecut numele pe lista marcatorilor fundașul stânga Mihai Velisar în minutul 66 și atacantul Andrei Hergeligiu în minutul 84. A fost un meci ca... Ca fiind primul după vacanță, era normal, băieții trebuia să intre în rind, chiar dacă am avut acele meciuri amicale, am făcut doar un antrenament pe, pe, terenul, pe terenul propriu, era, era normal cumva să se obișnuiască, să se reobișnuiască obi cu reperele cu lume în tribună, nu i ușor să stai aproape trei luni de zile fără, fără, competiție. Începutul, nu pot să-i zic că a fost, a fost rău. A fost în nota jocului, nici adversarul nu ne-a pus probleme. Știam că joacă acea minge lungă, mai ales prin introducerea lui Caiondo, vorbe de atac care s-a bătut foarte bine pentru orice minge aruncată în spațiu liber. Mi-a plăcut la, la acest meci că nu le-am dat posibilități de, de măcar să-și creeze situații de, de a marca.